Pompa de apa? Avem semeringul ăsta, să-l punem nou. Asta zicea capacele, dacă am putea să le facem asta, baia, da, asta. Da. Deci fii atent aici. Scrie L. Da, deci se desface pe filet pe stânga. Nu? Pe stânga, e pe dreapta. Sau se strânge în stânga. Se strânge în stânga. Deci filetul e pe stânga. Fac cu asta sau cu asta? Care desfac? Bun, hai să o iau încet. Lanțul o să fie schimbat. Deci filet pe stânga. Mers. Nu înțeleg de ce așa multă motorină aici, de la ce? Ceva permisură, probabil la pompă curge. Da, întinzătorul de la pompă. Ok, bun. Stai să văd dacă o să scot folia pe aici, să dau jos altul. Nu, altul. Lanțul. Trebuie să scot asta pe telefon. Cu toate e un pin din ăsta de centrare și n-ai cum, deși nu cred că nu. N-ar fi trebuit să desfaci baia, poate vine ulei invers. Uite așa o țin. Ai gaură să-ți iei așa? Am gaură de asta. Șuruburi din coace mai ai? Ai. Nu le-ai desfăcut astea și nu desfaci baia. Curge pe la capătul blocului. Da, încă nu se... Să stă mai la placă. Și încă 4 șuruburi de la placa de adaptare care țin baia. Nu am să desfaci capacul.
și patină serioasă de TV cu suport de aluminiu. Oh. Asta a făcut mici, că dacă ai distribuție, fără nu mai trebuie schimba, dar numai la ei. Ai avut patină și la asta, și la pompă, nu? Da, da. Păi trebuie să desfaci pompa și o scăți așa într-o parte un pic. Mâine avem garnitura asta de la apă, nu. Ai la apă. De la... Și aici este una la apă, la pompă. Servo. Da, de la servo frână. Nu, de la servo frână am. Vorbesc de termoflow de asta de aici. Ah. Și dincolo este una la apă. Спасибо.